Hai. Atunci mergem pe ușa asta, fuck it. Keep looking around. Nu? Eu sunt tare curios dacă chiar a murit sau n-a murit. Da, o să vedem, probabil o să ne zică. Uai, cum ai ajuns acolo, dude? Ah, scuză-mă pe mine. Maestrul scurtăturilor. Dude, luminezi cu lumină roșie. Ce ar trebui să vezi cu lumina aia? Ai blitzul ăla. Aici n-ai unde să te mai duci. Luăm pe aici atunci. Urmează stația. Ok, ce să continui treaba. Worth a try. I'll see if I can get this open. You guys keep looking for another way out. Oh, shit. Da, mă, dai dreptate, stai așa. Cred că am ratat o monedă pe aici, chat. Simt așa în unghii. Mark, give me a hand. I think we can bust through this thing. Mark? Cosimi, ai spus de asta, man. 3, 2, 1, go! Oh, și-a lăsat-o pe aia singură acum. Okay. What happened? We'll get back to you. Stay there. Just hurry. Ia, doar stai acolo și spatele nostru era ăla. În sauna. Here we go again. Ah, uite-l. E constructor acum, boys. Nu mai e designer. Fucking Dumet. Ele. A tăiat cursul, acum e constructor. Jesse, I quit immediately. Dan, I quit. Mm. Oh, asta e cealaltă muncitoare. Electricianu. Deci aici e echipa de muncitori în mare parte prin secvența asta aici. Eu, what the fuck, e relu acolo. Shit. Oh. Frank Hald. Haldeman. Ok. Scuze. De obicei nu casc, dar acum a fost asta și o treabă. Ok. Asta a fost o schemă. Uh.
Nu, no, nu, no, nu, no, doar că a fost o zi lungă. Păi tot ce era în camera am luat, am străpris, am rezolvat. Nu cred că mai e ceva în plus. Fuck it. Oh, shit. Oh, fuck. He be coming. Stay close. Obviously. What the fuck just happened? Yai, Monica. The next. Dude, era clar în poziția în care era, era clar că o să se miște chestia aia. Mamă, dar luminează lanterna ei să mă bată băia mici dacă e. Deci... Cu ce, frate, că lanterna asta bate la 3 cm în fața mea? For fuck's sake. Ei, încă o monedă, măcar suntem bogați. Dude, bricheta lui Chard era așa de practică. Deci bricheta lui Chard era mult mai, mult mai puternică decât lanterna asta obustă pe care o are Jamie. Gotta be a way through. Păi aștept sugestii, dragul meu prieten. Nu prea văd cu ce se poate interacționa pe aici. Că fucking e beznă. Păi dar nu stăm, mă uit! Oh, here we go. Must be a way out. Strică el ceva pe acolo prin spate. Mark, give me a hand moving this shit. Hai mă că ești întreagă, taci. Ai și o șurubelință la tine. Când a apărut șurubelința aia la ea? Huh. Era o treabă să-l vedem pe ăla acolo jos cum mergea. Shut up! No! Monica! No! Shut up!
Oh, stai așa. Își dezamorsa o bombă. Cred. N-am cheie. Și cred că să apăsăm aici să vedem ce se întâmplă. A, nu e o bombă, e taie pe amândoi. A, ăla s-a panicat și a tras-o pe aia. Ok. Expected. Vrei să joci un joc? True. Ryan, wait. Asta e același tip din alte jocuri, are față cunoscută. Do you wanna play a game? Să mă uit iarăși la Saw. Mai știu care Saw era ăla de căcat. Cred că al treilea. Nu faci partida. Oh! Katie acolo. Așa că vreau să verific bine înainte să mă duc la aia. There is something. Monedă! Extra bogat. 5? Mamă! Valorează că 5. Bă, dar noi ne-am mai găsit o premoniție de ceva vreme. Asta mă îngrijorează. Înseamnă că nu m-am uitat pe pereți. Probabil că le-am ratat. Ai, ca sigur le-am ratat. Let's move the desk. Hello? Mark? Jamie? Here. Kate. We're okay. We're okay. Thank God. We found a key. Let's get out of here. Ma'am. Hear that? What is that melody? This way. O 181. Yo, what the fuck, dude? M-a așteptat pe scaun acolo. Ah, da, clar. Sure. Bright idea. Iar într-o cameră de asta, doamne. Mai știu cu ce era premoniția, trebuie să mă uit peste ele. Ah, fuck, încă una prinsă. Wow. 883? What is that melody, bro? Oh, nu, e cu alegere. Are you okay? Please say you're all right.
Get me out of here! Hurry up! It's another trap! Bro. They're both locked. Shit! What was that? Stai, nu pot să vă premonițile, nu? Stai, vreau să vă premonițile. Hold up a bit. Asta? View. Nu, asta e altceva. Asta? Asta e aia, dar am trecut deja peste. Asta e aia cu Charlie. Ok. Asta? Asta n-are niciun sens. Ia, nu știu. Scoate aerul. I can't breathe. These windows are welded in place. He fucking wants us to watch. Wait, look. Regulator switch. Dă-le cu porție. No. Not both of them. It's sucking out all the air. Whoever we point this lever at is gonna die. What? Do something! He wants to choose, doesn't he? Oh my god. I can't. If we don't do something, both of them will die, Mark. Jamie, please! I don't want to die. I don't want to die. Please help me. We have to choose. Now. Mamă, pe bune. Da, mă, dar aparatul nu-ți dă aer. Aparatul scurăță căile respiratorii, dude. What the fuck? This hard. De ce vreți tot să omorâm pe Kate? Chat, what the fuck? Sau să nu fac nimic? Aș putea să nu fac nimic. Ce s-o mor pe Erin? Kill both. Oh god. Dude. Ăsta 83 sunt. Fuck, dude, pe cine salvăm? Salvăm pe Erin, deci va trebui să omorâm pe Kate. I guess. Kill Erin? The Amber is bad. Erin are șansa mai mare să moară. Fuck. Să nu fac nimic, dude, mi-e teamă, dacă nu fac nimic, posibil chiar să... Dude, urăsc că mă pune în situații de genul ăsta. I mean, fuck it, I guess. Bye, Erin. I'm so sorry. Nu leșină? I'm sorry, Erin. E de acum mai contest. N-am de unde să știu ce se întâmplă, ce alegi și toate alea. I-a făcut vid, i-a pornit plămânii.
Charlie. Da, indiferent pe cine alegeai, n-aveai cu cine. Jesus, Aaron, she's gone. She's fucking gone. Oh my god. Oh my god. Risella cedu, n-are niciun sens. Thank you. The fuck was I supposed to do? None of this is on us. This is all Dumet. He set us up. We need a plan. Forget his games, traps, all that bullshit. Think about the killers we've covered. There's always a weakness. You suggesting we invite him to tea and psychoanalyze? I'm suggesting we use our heads. It's Charlie. That's what she wrote. It's Charlie. It must mean something, right? Is she saying Charlie's involved in all this? How? He did get us out here. He insisted on it. What are you talking about? That's crazy. We can make guesses all day, but if we die here, it won't matter. I'm not playing detective, I just want to survive. Playing detective is how we survive. We play his games, we'll lose. We need to outthink him. He's trying to pick us off one at a time. We need to stick together. Hang on. He could be listening to us right now. Where should we go? Back to the ferry. It left, remember? It's on a line, maybe we could reel it in. Maybe it isn't good enough. The lighthouse. Maybe we can signal for help. There's police boats patrolling the lakes, right? All the way out here? Lighthouses are meant to be seen for miles. Are you shooting any of us? No one is gonna believe it without proof. You want me to record him trying to kill us? And the bodies? For the cops. Hear that? The walls are moving again. Kate, hang on. We need to stay close. Cine bune și asta? Kate! Hang on! De- Mark! Deci ca și Mark. Fun. Fuck. Oh, God. Oh. Și-a dat vent, dude. Trebuia să picăm în cușcă. By that shit. Da, mă, acolo indiferent ce alegeam, n-ai, dacă nu știi ce se întâmplă dinainte, n-ai cum să alegi corect de prima dată. Nu e ca și cum sunt hinturi care să zică, oh, aia e alegerea bună, ba nu, aia e alegerea bună, știi, adică aia, am ales, ăsta e primul playthrough, dacă vrea cineva să facă alegeri corecte din start, n-ar decât să urmărească un ghid înainte. Ceea ce mi se pare dubios. Ops, stai așa. Nu cred că am folosit chestia aia lui Mark cu camera aproape deloc. Hide.
Ar putea să fie killerul Charlie. M-ar mira. Charlie împreună cu ăla. Paint thinner. Alt obiectiv. The mount matches. Perfect. Am, acum filmăm vloguri cum trebuie, eh? A, deci cred că dacă scăpai și camera și spărgea obiectivul, găseai obiectivul ăsta aici. Deci cumva aveai o scală de scăpare, presupun. E, și Dorelul ăsta a venit pe aici. Oh, shit. Că vine cu acela. Baricadează uși. Oh, for fuck's sake. Dude. Zero, zero, doi, opt. Asta că ajută cu ceva chestia asta, nu cred. Șapte, doi, nouă, trei. 7, 2, 9, 3. Au, ce de manechine pe aici. 6, 8, 8, 3. O, cred că vrea să combin niște cabluri. 68, 83. Care se potrivească. Deci trebuie ceva componente, cred. Uite la urechea. Și cu dinții reali. For fuck's sake.
Shit. Jesus. Să-l păstrezi? E, fă o armă. Wow. Oh, premoniție. Posibil să găsească pe Mark mort. Unde că erau hainele lui Mark. Încă o monedă. Bro, suntem giga bogați. FBI Hector Monday. Iarăși, FBI. Înseamnă că tipul ăsta e un agent FBI, probabil. Și au murit colegii. Psychological assessment conducted by Dr. Isabella Garcia. Patient name, Monday, Hector. Behavioral observation. Hector arrived at our scheduled appointment 24 minutes late. Once we sat down and began the session, he struggled to maintain eye contact. He found it difficult to articulate his feelings and was terse and guarded throughout. Hector has been working long hours and, as a result, isn't sleeping well. Okay. Hector spoke about his recently deceased mother and displayed evidence that he hasn't yet fully come to terms with her death. I strongly recommended a course of antidepressants, but he is resistant to this idea, believing that it would have a detrimental effect on his capability with regards to his current investigation. Hector describes his work in immaculate detail, and contrary to earlier in the session, his thought content is both coherent and logical. He is displaying an unhealthy obsession with his work, but his recent bereavement may be the underlying issue. Okay. I see. Very good. Caracteristicile unui flamer. Ia, nu știu ce zic despre asta. Gata, putem pleca. Ce-a dat Vencet? El e. L-am găsit. It's him. Domnule polițist, gata.
Arestați-l. Da, mă, că vreau să văd ce... Am mai ținut blocat acolo ca să... Ce? Ah. Yo, I'm not some fucking lab rat here for your amusement. So now what? Oh, iar trebuie să-mi distrăm cu uși de-astea? Cu uși, cu ăsta așa. Oh. Prost, prea bun. Prea bun la mizeria asta. Oh shit. Hai că mai văd ceva. Yes, there we go. Sau poate numărul ăla oare să zică cine e următorul care ar trebui să moară? Înțeleg numărul camerei? 180 și ceva? Are you fucking kidding me? Nu? Oh, uite ăsta. Balsamul meu. Oh, well. Bă, da, se joacă cu lanterna sau nu? Oh, lol, ce speriat, crezi că e ușa acolo, dar nu e. Ușă încuiată. Așteptam să fie vreo monedă aruncată pe aici așa. The hell? Nu, dar e o monedă aici aruncată. E ceva în spatele oglinzii. Mea, mă, ce cameră de streamer aici, frate. Trei monitoare, frumos așa. Eu știu că Charlie nu e mort, n-am jucat mai devreme cu el. Mark! E că, pardon, Charlie. Mark. Oh, premoniția! Ok. Trebuie să facem ceva să nu ne ducem printre chestii. Ok. Așa vede el prin camerele. To be a killer. You ever been to the art museum downtown? They got this painting by a guy, I forget his name, famous painter. He did portraits of slaughtered cows hanging on hooks.
You take a normal person to a slaughterhouse, and they will puke their guts out. You make it into a painting, and suddenly it's art. There's no difference between the two. Not really. Don't look at me like that. You know I'm right. You get it. I know you get it. You got to do something that matters. Make people feel something they've never felt before. Shatter the illusion that any of us are really in control. Hmm. Think of the most profound thing you've ever done. The most beautiful thing you've ever created. And I promise you, it's nothing compared to watching the life bleed out of someone. Jesus. See the fear in their eyes. To feel them pawing at you for release. Bro, what? To hear them pleading, begging. That moment when someone realizes they are at their end. That's when you feel it. That's true art. That's what you have to be. An artist. A sculptor. An architect. A designer. I see the gleam in your eye, Agent Monday. You're not fooling me. Look! Ah, look at you now, huh? Am I gonna be your first? Well, come on then, huh? I'm right here. This room is soundproof. You don't even have to wait for a plane to fly overhead. There you are. I see you now. Not bad. Not bad at all. Jesus. Bare hands can feel good, huh? The blade makes for such a prettier picture. Christ. You've got potential, Agent Monday. If you truly want to be an artist. Wait, Agentul Monday să fie de fapt un killer? Bine că nu mi-a dat și aici mizerie de aia de respirat. Asta de machiaj. Oh, carta tembela, dude. Wow. Who says self-help books don't work? Wow. Carta, dude. The book saved us. Investigate the crying.
jurnal. By Joseph Morello. Andrew that Tate. Wasn't met on the ferry. Wait. Deci am avut dreptate, nu e el. Au alte pinuri. Beast Boy. Beast Bodies Burglared. Okay. Deci trebuie să găsim codul care cred că e undeva prin camera cealaltă. Au, și asta o să fac în toate felurile. Bethany. Ok. Ăsta e codul? 8, 2, 5, 9. Easy. Ia să vedem. 8 2 5. Dacă am dreptate, sunt un geniu. 9. A, nu e, fuck. Ok, deci nu e ăsta de aici. Firar. Ia stai așa, poate aici ce-a scris. Please stop. O să mă uit iarăși peste documente, văd dacă sar niște numere în schemă. Deci aici nu sare niciun număr în schemă, nu? Nu, aici nu e niciun număr în schemă. Ok, asta e o dată. Deci înseamnă că aici e singura chestie. Nu știu dacă mai era ceva, deci sigur era 8, 2, da, e 8 dimineața, 2 pm, 5 pm și 9 pm. 8, 2, 5, 9. Oare în cartea lui ăsta e ceva scris? Sfie, invers codul. Nu cred. Deci pare fi aia singura secvență cu număr. Că e cineva acolo. Hello? Can you hear me? 9528. Nu cred că ar putea să fie asta codul. Nu, nu e. 8 2 5 9. Nici asta nu e, ok, fuck. Ce mai avem? 1, 9, 9, 9? Cred că era și ăla. Nu cred că e ceva așa simplu. N-are treabă ceva așa departe de pe numărul barmanului.
chestii super, super în spate. De ce răspunsurile la chestii genul ăsta sunt aici? A, era 1999. Ăla era chat. Barmon nu avea cum să fie, pentru că e o chestie mult prea în spate ca să aibă relevanță. Știi? Hai și zbiar acum. Mai urâtă mai ești să-mi bat picioarele. I-a picat și capul. N-are nici ochi. Frumos. E viu, mă, v-am zis eu. Nu mai are sprâncene, dar e viu. Simt prăjit așa, dar merge. Da, da, cu întrebarea vine... Să am încredere în el sau n-am încredere în el? Asta e treabă. Adică eu nu știu dacă înregistrarea aia e pe bune sau nu, mi trebuie dovezi mai multe. Moară-l și gata, da, aș putea să-l omor, știi, să nu mai conteze altceva. Oricum parcă vă că stric totul cu ultima alegere. Cum a fost la Until Dawn. Da, eu nu văd absolut nimic, dude. Aia e fake grădinarul acum. Ce a, asta să inspecteze... Să inspecteze... corpul uman. Stai așa, ce zice aici? Nu intra pe acolo... Că poți să mori. Ok, hai să nu intrăm pe acolo. Stai să-mi ce zice grădinarul. Just leave them alone. We'll do whatever you want.
Deci asta e tot ce a zis ăla acolo. Bro, altă soluție n-am decât să mă bag pe banda aia, dude. Fuck it. Aia pe bandă, pana aia. Mama, asta a fost rapidă. Hide. Să ne întoarcem nu e opțiune. N-ai cum să te întorci. M-a pălit ceva, chat. Tot e un fucking film. Asta e twistul de final, sunt 100% sigur. Pentru că l-am întrebat pe ăsta dacă vrea să fie director de film. Acum nu știu, vedem. De obicei e un twist nebun la final. Mai puțin al treilea joc n-a avut twist nebun la final. Al treilea a avut, literalmente a fost gen for real. E Jamie, dude, calmează-te. It's me. Get in here. Thank God. What the hell is this? Pleased to see you too, Kate. Glad you're alive. Listen, I found out some new information. What? That guy on the ferry? That was not Dumet. That was Joseph Morello. He's a true crime writer. I found one of his books. How's he wrapped up in this? I don't know. In one of the bedrooms, there was a body, a woman. She'd been decapitated. It was Joseph Morello's wife. I saw a photo of her. She was called Michelle. So we're not his first victims. Have you seen Mark? Not in person, but I spotted him on one of these monitors. Thank God. I was worried sick about him. But I also saw Dumet running around. Oh shit. Whoa. Fuck. Așa, orba a fost ăla, mă? E de la mască, mă. Mamă, intrăm în backrooms, ești nebun? Jesus. What is all of this? He's got video feeds, recording decks, a mixer big enough for countless mics. He's watching everything. It's more than that. He's got utilities running through here, hydraulics, electrics, everything. He can control the whole building from here. How far down does fucking it go? Batcave. This all connects. This is how he's getting around the house.
Doamne, are Batcave-ul aici, ești nebun? Fucking Batman, unde s-a ascuns tot această vreme? All